Are o legătură istorică, are o legătură simbolică foarte importantă. Eu nu numai că sper, dar chiar cred că este valabil chiar pentru teatrul românesc, pentru că redarea în circuit a oricărui teatru, nu mai vorbesc de un teatru în momentul de arhitectură și cu o istorie atât de importantă în istoria artistică a trupei, redarea unui teatru spiritualității românești, unei comunități sau unui spectru de comunități, este un moment într-adevăr privilegiat. După 2 ani și jumătate de reparații, lucrări de consolidare și modernizare, iată că suntem gata. Lucrurile s-au petrecut conform așteptărilor noastre, unor le-au depășit, mă refer la inaugurarea sării cele mai mici sărele noastre, noua sala Vanitala, o sală de 89 de locuri. Nu vreau să mă lungesc că sunt vorbitori importanți, sunt reprezentanți, oameni care, vă spuneam, reprezintă mult pentru comunitatea noastră, sunt bucuros de prezența unor distinși deputați de la București și mai ales din fruntea unor instituții cardinale în cultura românească. Pentru început, o invit la microfon pe doamna Mădălina Fino, doamna prefect Mădălina Cotino. Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt bucuroasă și onorată în același timp să mă aflu astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, la acest dublu eveniment deosebit de important pentru Teatrul Brăilean și îndrăznesc să spun pentru Teatrul Românesc, redeschiderea oficială a acestui locaș de cultură emblematic pentru orașul nostru, restaurat și consolidat, precum și deschiderea oficială a celei de-a 10 ediții jubiliare a Festivalului Zile și Nopți de Teatru la Brăila. Clădirea teatrului, construită în jurul anului 1850, este astăzi un monument de arhitectură aflat pe lista clădirilor ce fac parte din patrimoniul cultural național. La aproape 30 de ani de la finalizarea ultimei lucrări de restaurare, consolidare și renovare, această fabuloasă clădire ce găzduiește teatrul, ce poartă numele uneia dintre cele mai apreciate actrițe române ale secolului 20, Maria Filotti, a îmbrăcat o bine meritată haină nouă. Sper însă să fie și mâna trainică, așa cum este istoria bogată și impresionantă a teatrului nostru, dar și prezentul cu care ne mândrim, Teatrul Brăilean, fiind și astăzi una dintre cele mai importante scene ale țării. Urez mult succes celor ce au gândit această ediție sub genericul atât de incitant Teatrul între poveste și criză, precum și celor ce urmează să ducă la bun sfârșit această misiune, iar nouă, spectatorilor, să ne umplem sufletele cu bogăția celor 7 zile și nopți de Teatrul la Brăila. Vă mulțumesc! Se conferă diploma de excelență instituției prefectului Bugetului Brăila, reformat de ordine prefect, Madalina Cotino, și un buchet de flori. Da, e puțină chestioare, dar e paradoxal, că polul ăsta e enorm, e puțină chestioare. Înainte să invit pe al doilea vorbitor, vreau să vă spun că le sunt extrem de recunoscător tuturor colegilor mei, din Teatrul Maria Filotti, mă refer în primul rând la personalul artistic, dar și cel tehnic și administrativ. Lor le mulțumesc din suflet pentru că nu se puteau face din momentul în care ești constructorul de la 1 iulie, aici din șantier, au fost 2 luni foarte, foarte intense de amenajări și multă curățenie. Le mulțumesc din suflet și mulțumesc altor 2 colegi importanți, e vorba de domnul Viorel Urse, șeful de producție și șeful achizițiilor, cel alături de care am gândit și sala bancar, dar și multe, multe soluții de arhitectură și chiar de ambient. Și colegii mele, Dorina Rus, portarul șef al instituției,
care a găsit metodele cele mai legale a Domnului de a reuși să dăm valoare fondurilor importante pe care primăria municipiului Brăila și Consiliul Local Brăila mi l-a pus la dispoziție în vederea amenajărilor finale. Tuturor le mulțumim și invit la microfon pe un distins om pe care l-am cunoscut de curând. Am tot respectul față de dânsul, dar și o specială apreciere pentru care deschidere cu totul deosebită față de cultura. Se simt lucrurile astea. Doamnelor și domnilor, domnul Iulian Francis Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila. Sper că dumneavoastră, spectatorii, să vă bucurați foarte mult. Vreau să felicit actorii pe toți cei implicați și să sperăm că în acest teatru frumos o să avem foarte multe evenimente și împreună cu domnul primar sperăm să reușim să ducem și alte lucruri interesante în această locație excepțională. Eu vă mulțumesc și eu de-abia aștept cu nerăbdare să intru în sală și să văd premiera. Doamne ajută și să sperăm să avem Domnul președinte, eu vă mulțumesc, iertați. Ridic la microfon pe alături de persoana alături de care sper ca până la sfârșitul mandatului meu, mai am un an în mandat, să îmi realizăm, să îmi realizez împreună cu colegii mei cele mai frumoase proiecte alături de primăria municipiului Brăila. Îl invit la microfon pe domnul Viorel Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila. Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că Brăila a devenit în această săptămână gazda unui eveniment foarte deosebit pentru noi, pentru țară, festivalul de teatru, zile și nopți de teatru la Brăila. Plecând de la o poveste și până la criză. Teatrul între poveste și criză. Poveste pentru că totul se naște de la a fost odată. Și aici a fost odată un om, mulți brăileni, un teatru, o clădire și oameni care au investit timp, suflet, dăruire, pentru ca noi astăzi să venim, să putem să reinaugurăm această clădire deosebită. Iar criză, criză pentru că uneori unii oameni spun că avem o criză a valorilor. Poate că avem o criză financiară. Dar rolul nostru al administrației locale este să uităm de criză când vorbim despre cultură. Să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a aloca fondurile administrației publice pentru ca, prin cultură, să evoluăm. Să nu uităm niciodată că teatrul este cel care dă valoare unui oraș, care ne face să ne depășim de fiecare dată condiția. Iar acum, într-un moment în care trebuie să felicitați cei care au fost inițiatorii acestui proiect, cei care au muncit, cei care urmează să dea valoare teatrului prin spectacole pe care le vor ține aici, sunt oamenii care trebuie să încurajați, care trebuie să aplaudați. Și bineînțeles, dumneavoastră, brăilenii care știți să apreciați un act de cultură. Domnule Stavados, eu vreau să vă felicit și să vă spun că mandatul dumneavoastră îmi doresc să nu se încheie peste un an, ci peste ani și ani, când atunci când brăilenii vor considera că este și în teatru momentul unui schimbări de generații, la fel cum a fost și la primăria municipiului Brăila și cum va fi peste ani și momentul în care eu voi veni aici tabunii să-mi aduc nepoții, copiii, să aprecieze actul de teatru pe care noi îl facem astăzi. Felicităm pentru tot ce s-a întâmplat aici la teatru. Mulțumesc că această diplomă de excelență nu este a unui primar, este a unui oraș și a tuturor brăilenilor. Facem o pauză cu brăilenii, îmi face mare plăcere să ridic la microfon pe un om pe care îl prețuiesc foarte tare, dincolo de demnități, care se place puțin trecătoare, este un om de o cultură deosebită și e un mare performer în zona managementului teatral. E un om pe care acum pot să-i spun cu drag, pentru că îl cunoaștem, îl invidiez, în sensul cel mai frumos al cuvântului, manager de performanță,
a ridicat teatru german din stat din Timișoara la cote extraordinare. Doamnelor și domnilor, din partea Ministerului Culturii, secretarul de stat Lucian Vărșandan. Vă mulțumesc! Distinși oaspeți, onorat public, stimați spectatori, dragi bădăieleni, nu pot să încep înainte de a felicita pe toți cei ce au fost atași la acest frumos exemplu de punere în valoare a unui edificiu cum puține se mai găsesc pe plan european. Vă felicit deopotrivă cu colegii din teatru, autoritatea locală, pentru ceea ce ați realizat aici. Derularea festivalului Zile și Nopți de Teatru la Brăila este un semnal că Teatrul Maria Filotti reușește să polarizeze energie artistice foarte puternice, cu propuneri și estetici teatrale diferite. Ceea ce unește însă dublul eveniment din această seară este demersul coerent pe care scena brăileană l-a avut mereu în ceea ce privește alegerile pe care le face, fie în selecția acestui festival, fie în stagiunea curentă, și anume o politică de revitalizare a teatrului românesc. Subliniez meritele acestui traseu tocmai pentru a pune în lumină importanța capacității de simbioză care poate exista între patrimoniul cultural material, clădirea teatrului fiind un proiect spectaculos de consolidare și modernizare, și expresiile culturale noi, experiențe artistice cu valoare de experiment și inovație. Ați fost în ultimii ani gazde pentru spectacole inovatoare care s-au dovedit și oportunități de dezvoltare într-un mediu profesionist pentru actorii foarte tineri, al căror destin artistic depinde în contextul actual de astfel de întâlniri. Întâlnirea cu publicul, cu profesioniștii ai scenei, cu personalități autentice, cu scena unui teatru încăcat de istorie, dar și cu un management cu o foarte mare deschidere spre a genera spectacole care să provoace deopotrivă publicul și creatorii. Anul acesta, festivalul pune în discuție tocmai acest paradox al teatrului contemporan. Teatrul între poveste și criză, o perspectivă care demonstrează faptul că scena brăileană și-a înțeles foarte bine rolul, acela de a fi un actor al timpului său. Apetența pentru contemporan a Teatrului Maria Filotti îmi dă ocazia de a reitera că instituțiile de spectacol din România au nevoie de o viziune, de resursă umană, a priori celei materiale. Nevoie pe care și Ministerul Culturii o are în centrul strategiei și politicii culturale aplicabile în domeniul teatrului, încurajând proiecte și evenimente care să coalizeze forțe din comunități și structuri cât mai diverse. Redeschiderea teatrului, care în mod fericit coincide cu festivalul, oferă publicului ocazia de a vedea creatori din prim planul fenomenului teatral național, dar și adolescenți actori în spectacolul regizorului Radu Afrin, Soundtrack. O asemenea alegere pentru premiera de redeschidere trasează pentru teatrul din Brăila conturul unei identități extrem de bine ancorate în contemporan. Arta și reușita revalorificării unei clădiri teatrale începe, dar nu se termină cu proiectul de restaurare, ci continuă prin eforturi legate de un management cu viziune amplă care să aducă în consens omul, spațiul și timpul. Urarea mea, în acest sens, se adresează întregului colectiv al Teatrului Maria Filotti, dar și dumneavoastră, publicului brăilean, în egală măsură. Împreună să reușiți să vă îndepliniți misiunea asumată, aceea de a crea un spirit al locului, un teatru participativ și formator de opinie, o pepinieră pentru spectacole de anvergură și respirație europeană și, cu sprijinul autorității locale, un punct de întâlnire a nenumăratelor identități culturale și etnice care definesc și îmbogățesc orașul Brăila. Vă felicit și vă mulțumesc!
o altă instituție de prestigiu a culturii române, Institutul Cultural Român. Avem privilegiul de a avea în această seară pe secretarul general al acestei prestigioase instituții, domnul Cristian Petcu. Doar să vă spun că pe drumul spre Brăila am găsit un citat foarte interesant al unui fost edil al Brăilei din 1910, lăsat în testamentul său și care, impresionându-mă, am simțit acum nevoia să vă arăt, să vă readuc în prim plan ceea ce dumneavoastră scria atunci. E vorba despre Dumitru Ionescu. Celor ce se vor folosi de ajutorul ce le las în acest legat, le recomand din inimă iubire de dreptate și adevăr și mai presus aplicațiunea la muncă neîntreruptă și cinstită, că numai în aceasta eu am găsit mai multă mulțumire în viața mea, milă către cei nenorociți și suferinți și dragoste desăvârșită către religie și neam. Acum 4 ani, când am venit în orașul dumneavoastră să particip la inaugurarea bibliotecii municipale, aici se puneau bazele începutului, să spun așa. Mă bucur că la un interval destul de scurt, un astfel de edificiu, o astfel de clădire, monument, capătă viață. Vă felicit atât pe cei care ați susținut proiectul nefiind pe funcții publice, deci cetățenii acestui oraș, dar mai ales autoritățile, și aici nu pot să închei scurta mea intervenție fără să-i aduc și eu mulțumiri domnului Simionescu, alături de care am generat proiecte frumoase pentru Brăila. Și așteptăm provocarea noii conduceri în acest sens. Vă mulțumesc, vă doresc succes mai departe și să dea Dumnezeu să avem o seară frumoasă cu toți în acum. Vă mulțumesc! Îl invit la microfon pe un prieten vechi și drag, alături de care am inventat unul dintre cele mai frumoase proiecte ale Brăilei, Zilele Mihail Sebastian la Brăila. Un proiect care anul ăsta a ajuns la 4-a ediție. Doamnelor și domnilor, am bucuria, privilegiu să le vin la microfon pe domnul Aurel Weiner, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, un mare prieten al Brăilei. Sărbunirile, bună seara, tuturor, distinși reprezentanți ai publice, centrale și mai ales contrare, cei vechi și cei noi, de pildă cu primarul de acum câteva luni, domnul Aurel Simionescu, am o relație excelentă, a înțeles dorința noastră de a reveni la Brăila, aducându-l la el acasă pe marele scriitor și autor dramatic care a fost Mihail Sebastian. De atunci legătura noastră este foarte puternică. Așadar, vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc domnule director al Teatrului Sabadon pentru această invitație. Mă simt sincer foarte atașat de Brăila, ca oraș cultural, european, cu o veche tradiție comercială, industrială și mai ales culturală. Această clădire minunată, care dăinuie cam o dată cu instalarea sau formarea Principatelor Unite, 1859, aproximativ, deci este ceva vreme
renaște extraordinar. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, distinși oameni ai Brăilii Lei, refacerea acestui lecaș de cultură, eu l-aș numi un lecaș sfânt de cultură. Am văzut că am vizitat cu ceea ce ne-au prezentat creatorii acestei noi fizionomii a teatrului de la Brăila, că de fapt aveți trei teatre într-un teatru, aveți un muzeu într-un teatru și aveți mult suflet în acest teatru. Eu aș dori să spun, și mă rog să nu credeți că exagerez, noi, cei prezenți aici, trăim astăzi o filă de istorie vie. Istoricii se ocupă cu arhive, cu documente, noi, oamenii de astăzi, creăm această istorie vie. Veți vedea că peste ani, evenimentul de astăzi va fi un eveniment memorabil pentru istorie. Am redat vieții o pagină mare de istorie a culturii românești și a culturii brăilene. N-am decât să vă felicit din toată inima și să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și faceți. Noi dorim și în acest an, tot așa gândind și împreună, de la o zi, două zile, zilele Sebastian, vom ajunge la Festivalul Mihai Sebastian, care va fi nu numai teatru, va fi literatură, artă, cultură, în general. Sigur, e vorba de un tumult,